Contrast. Cred că nu e prima dată când auziți despre contrast. Cuvântul ăsta mistic care nu știe nimeni ce înseamnă. De fapt, ba da, știe multă lume ce înseamnă, puteți să dați o căutare pe Google și o să aflați și voi ce înseamnă. Dar când vine vorba de contrast un desen, avem mai multe tipuri de contrast, pentru că putem să avem contrast bazat pe lumină, pe diferențe între lumina culorilor sau pe diferențe între culori propriu-zise. Astăzi o să încerc să fac un desen alb-negru pe care o să-l colorez după ce l-am făcut alb-negru. Și ca provocare pentru mine, pentru că nu am încercat să fac asta înainte, cel puțin nu mi-amintesc să fi încercat să fac asta înainte, și cumva și ca demonstrație pentru voi, ca să înțelegem mai bine diferența între contrastul de lumină și contrastul de culoare. Ca de obicei, luați-vă o cănuță de ceva bun. Eu n-am cănuță de nimic, am, uite, un obiectiv. O cănuță de ceva bun și hai să dăm drumul la clip. Nu, chiar n-am ce să beau, e un obiectiv. Ce aveți impresia? Băi, acum câțiva ani, pe vremea când încă făceam animații, am zis la un moment dat că toate clipurile mele o să apară în 4K. Am renunțat foarte repede când vedeam timpii de export pentru animațiile respective. Dar uite că acum, după câțiva ani, ne vedem în full 4K. Ia uite, puteți să vedeți fiecare por de pe mine. Ia uite ce mi se vede pe fața asta cu skincare-ul meu incredibil de bun. Ia uite-mă. Deci puteți să marcați acum în calendar ce oră e acum. Ia uite, octombrie 2023, am realizat tranziția la 4K complet. Cui nu-i place Procreate, n-avem ce să discutăm. Multibitul standard în industrie o să ne asiste și astăzi la videoclipul ce urmează să se întâmple. O să încerc să desenez alb-negru. O să încerc să iau numai nuanțe de gri. Facem un cerc, o să las autocorectul ăsta să-mi autocorecteze. Că ar fi fost foarte ciudat să fac altceva autocorectul. Să-mi autocorecteze cercul ăsta. Și cum ar fi acum? Hai să șterg colțul ăla, că cred că vă stă pe cap colțul ăla de acolo. Cerc cu colțuri, unde ați văzut voi vreodată cerc cu colțuri? Decât la mine pe canal. O să mă concentrez să-i fac niște umbre. O să încep prima dată cu niște umbre difuze undeva în partea asta, ca să facem ca un fel de sferă. Aș putea să șterg o parte din umbrele astea, în special în laterala asta de aici, ca să fie ceva mai estetică sfera asta. Și aș putea să revin peste și să fac chiar și o pată de culoare. De culoare, de lumină, am vrut să zic. O pată frumoasă de alb. Bun, și avem o trecere frumoasă de la gri la negru la alb. Ok, facem și aici. Pam! Gata, avem ocluzie ambientală. Cuvinte noi, da. Practic am pornit RTX-ul pe desenul ăsta. Pe deasupra o să revin cu două, nu prea așa, nu. Bun, hai, freehand. Facem desen la mână liberă, da? Nu ne mai bazăm pe autocorecție, în afară de cercul ăsta. Una, două, pentru că vreau să desenez o acadea. Și acadelele cum ies din fabrică aiurea nu o să fie niciodată perfecte, deci asta o să fie scuza mea pentru felul în care arată liniile astea. O să fac același tratament de umbre și lumini și peste. Pa, nu se vede. Ce se întâmplă? De ce nu mi se vede? Așa, bun. O să fac același tratament de umbră și lumină și peste partea asta. Ca să accentuăm un pic efectul ăsta, o să-i mai pun un strat subțirel de umbră ceva mai întunecată în partea... Deci, nu, ce se întâmplă cu layerele astea? În partea asta, imediat sub dunga asta de la cădea. Și, eu știu, să-i mai fac textură. Aș putea să-i mai fac niște textură extra, dar... Arată bine, nu știu, pentru mine nu mă deranjează nimic la felul în care arată desenul momentan. Aș putea să încep cu niște swirl-uri din astea așa, ca să fie foarte bombonistică. Pac și pac, nu știu, habar n-am, o să tragem niște dungi așa, aproape aleatorii, dar să fie diferență cât mai mare între grosimile liniilor. Pam, bun, avem textură, presupun. O să o lipesc doar de partea din fundal, unde o să o trec pe modul, hai să vedem, ia modul... Ia pe multiply. Să avem așa un pic de textură în interiorul acadelei. O să trebuiască să se continue textura și peste dunga asta de aici. Cred că o să trișez. Cred că o să o duplic, fiți atenți. Duplicăm, aplicăm textura deasupra. O să fie vizibilă doar pe dunga aia. Și o să o mut un pic într-o parte. Gata, am creat adâncime. Stăm pe spate acum. Hai să-i facem bățuri de un gri destul de deschis, adică foarte apropiat de alb, dar nu chiar alb. Pac. Ăsta e bățul meu, îl lăsăm să se autocorecteze, punem repede pe el niște umbre, să nu uităm să facem o umbră a catelei, să cumva să colorăm fundalul, să-l facem, nu știu de ce caut să aleg culori, trebuie să aleg numai nuanțe de gri. Bă, bine, eu zic că arată foarte bine. Haidem să grupăm aceste toate leere, și cu ăsta, și tu aici, umbra, hai da umbra.
bam, nu e bine, nu știu ce am făcut. Ce am făcut? Ar trebui cumva să pot să-i dau culoare peste alb-negru ăsta. Pentru treaba asta am grupat bentița aia de acolo pe un layer, am grupat acadeaua propriu-zis, cercul acadelei pe un alt layer, codița în altă parte și umbra pe un layer separat. După care o să aplatizez fiecare componentă din asta să rămân, în loc să am grupulețe, o să fie layere propriu-zise, pe care apoi le pot... Hai, ziceți voi! Le pot da foc, le pot colora. Hai să alegem niște culori de acadea. Nu știu, care e prima culoare la care vă gândiți când zicem acadea? Exact, așa mă gândeam și eu. Nu știu ce ați răspuns, dar eu o să presupun că ați zis roz. O să aleg un roz tâmpit, uite așa, un roz din ăsta piersicuță, pe care o să-l aplic deasupra acadelei, aici pe layerul ăsta, layerul numărul 7. O să-l aplic așa, peste toată zona aia cu acadeaua de acolo. După care o să mergem la opțiunile astea de aici, la Blending Options, iar dacă o să trec prin modurile astea, o să vedeți că felul în care culoarea e afișată peste obiect se schimbă. Avem între astea un mod foarte, foarte la îndemână numit Color, care ghiși ce face? Sau aș putea să încerc un alt mod, ceva de genul Overlay. Overlay funcționează destul de bine, dar mi se pare că deschide prea mult culoare. Color e destul de exact, o să mă asigur că se vede doar în interiorul cercului acadelei și o să pot chiar să-i fac un gradient către mauve. Hai să vedem, să-i aplic o altă porțiune de culoare pe partea aia. Uite, facem o dungă așa, bam, avem acadea în două culori. O să fac la fel și pe partea aia, pe bentița aia acadelei. Poate o să plec de la un galben din ăsta mai portocaliu. Ia să vedem, îl aplicăm frumos. Schimbăm modul în color și avem bentița aia galbenă. Mi se pare că arată foarte tare. Tot ce lipsește din peisaj mi se pare un pic de, nu știu, un albastru așa, sau ce aș putea să mai adaug. Asta e mare parte cu exemplul ăsta de desenat alb-negru pentru contrast și colorat mai târziu, pentru că eu n-a trebuit să fac niciun fel de umbră din culori mai închise. Practic, culoarea de deasupra a preluat umbra de dedesubt. Sunt foarte mulți artiști care, ăsta e felul lor în care desenează. Am văzut pe internet mulți oameni care încep desenul orice, de orice natură el, fie peisaj, portrete, habar n-am, obiecte, natură moartă și așa mai departe. Pornesc de la desenul alb-negru, îl fac complet alb-negru și abia la final adaugă culoarea. Nu sunt neapărat mare fan al acestui procedeu, dar uite ce avantaj are, pentru că eu, de exemplu, am umbrele beicuite direct în imagine. Eu pot pur și simplu să șterg culorile astea de aici. Pot să iau, de exemplu, nu știu, un verde. Facem o acadea mentolată, habar n-am. Aplic frumos verdele peste tot. Îi schimb doar blending mode-ul în color și am o acadea verde. Și tot așa pot să-i adaug culoare de tranziție. Nu știu, hai să facem un albastru din ăsta turcozel așa, pe care să-l aplic în partea dreaptă. Și avem o acadea cu gradient pe ea. Iar bentița poate să meargă, nu știu, către tot așa un verde din ăsta mentolat, dar ușor diferit. Schimbăm blending mode-ul pe color și uite că așa am dat culoare unui desen alb-negru. Mă gândeam să fac un fel de, nu știu, natură moartă, dar în care folosesc doar mere, pentru că tot așa merele pot avea culori foarte diverse. Poate să fie un măr foarte roșu, poate să fie unul care are roșu și galben pe el, poate să fie verzi și așa mai departe, mauve și mai știu eu ce mai există. O să încep cu un gri fix în partea asta de mijloc a spectrului de lumină. Facem una bucată siluetă de măr, care nu așa arată un măr. Da, așa da. Asta arată mai mult ca un măr. O să-i aplic 2-3 nuanțe de umbră, cât să-l facem frumos și tridimensional. Cuvinte noi. Nu e nou, tridimensional nu e nou. V-am păcălit pentru o secundă. Îi aplicăm, ia să-i aplicăm și o zonă luminoasă. Cât mai blurat așa și cât mai ciudat, o să-i dau un pic de efect din ăla așa de luciu pe margine. Urmează să-i aplicăm, tot în regim alb-negru, niște textură. Hai să vedem cât de tare putem să ieșuăm. O să folosesc brașul ăsta care e făcut de mine. Mi se pare unul dintre cele mai mișto brașuri. Mi se pare că reacționează super cool la felul în care desenezi cu el. Gen, poate să aibă foarte multe aplicări. Aplicabilități, habar n-am. Cumva o să încerc să-i fac zona aia de aici, de unde trebuie să iasă... Ce iese de aici? Codița. O numim codiță. Cine îi zice codiță? Voi ziceți codiță? Sau îi ziceți direct coadă? Coada mărului. Și o să o estompăm un pic ca să nu fie atât de dură. Cumva lumina, dacă bate din stânga, aici o să trebuiască să creeze un pic de lumină și mai multă umbră în partea asta. Și acum pe un layer nou, hai să vedem
dacă ne iese să facem așa niște striații din astea de măr. Îmi place foarte mult să dau textură la desene, mult mai mult decât să desenez chestiile propriu zise. Mi se pare că ăsta e un pas foarte, e și important, dar e atât de liber, e atât de, nu știu cum să numesc, mi se pare foarte, foarte satisfăcător să fac dungi și detalii din astea minuscule pe diverse obiecte. O să-l blochez să se vadă doar în interiorul mărului și dacă îi scad un pic din opacitate, practic am niște textură. Chiar mișto, niște textură super cool. Dar din care, cum mie obiceiul să mai șterg câteva zone ca să intensific zonele alea luminoase, să nu le pierd complet sub textura asta, și cred că mai revin cu un strat subțirel de tot. Nu știu de ce zic strat subțire, că nu e ca și cum lucrez pe hârtie, o să vin cu un strat normal, habar n-am, un layer nou de textură cu lumină de data asta. Facem o textură de lumină, în special predominant în zona luminoasă a desenului. La fel, o să scădem un pic din opacitate, mi se pare mult prea puternic efectul. Și niște ultime detalii, niște accente de lumină, da? Deci nu e zona luminoasă, este accent de lumină, pe care o să le poziționez super strategic și foarte răsfirate în zonele în care eu cred că mărul ăsta ar putea să strălucească. Bă, e bine, arată măr, o să-i fac foarte repede, n-am chef deloc de codiță, o să-i fac codița închisă, pentru că indiferent ce culoare faci cozii, trebuie să rămână cumva maronie. Cred că asta e codița, n-am făcut nimic, am tras doar o linie. E prea subțire, dacă era un pic de tot mai groasă, bă, îmi ieșea perfect din prima. Gata, codiță, pam, îi punem și un accent de lumină pe ea, așa ia, pac. O să luăm acest măr și la fel ca mai devreme, o să-l fac o singură entitate. O să-l fac un singur layer. Nu e chiar stilul meu să nu mai am acces să le editez mai târziu, dar e ok, e doar un clip pe YouTube și o să fie ok. Cu toate că mi-ar fi plăcut să văd ceva mai intensă lumina asta de pe el. S-o deschid un pic așa. Acum facem un singur layer din măr și hai să facem, nu știu, facem o compoziție din astea. Habar n-am, uite, punem mărul acolo, îl duplicăm și mai punem unul în spate, poate ceva mai micuț, și un măr mare, mare de tot aici în față, care să-ți ia ochii așa, pam, prin plan. Aolo, să pun codițele, trebuie să duplic și codița. Aici cred că pot să le exagerez un pic și să le mai rotesc, doar de dragul de a avea un pic de diversitate. Și uite, la asta din față o fac mai mare și cred că mai scurt. Și o aplicăm, uite așa. Fundalul, îl facem și pe ăsta, gri așa. Hai să-i punem niște textură în fundal. Ia, facem cu brașul ăsta meu, nu cu alb, mă, cu ceva mai închis, uite așa, pam. Facem o suprafață care ar putea să fie masa. Practic trasăm un fel de linia orizontului. Cuvinte foarte pompoase. Și uite, încercăm, îndrăznim să facem și o umbră. Doar sugestivă momentan. Gata, avem textură în spate, mare scofală. Și pe masă la fel, că bate lumina pe aici și așa mai departe. Până aici unde o să se termine șmecheria, că o să revenim imediat cu niște umbre dure. Umbre pe masă, nu știu cum le fac. Luăm o nuanță foarte întunecată de gri. Ia, pam, nu-i bine. Bă, e bine, n-am dat-o în bară. Poate pot să-i pun umbrele astea pe modul multiply. Pam, ca să avem și un pic de textură prin interiorul umbrei. Și acum e acum. Uite, e demonstrația perfectă despre ce vorbeam mai devreme. Contrastul de lumină versus contrastul de culoare. Eu în imaginația mea consider că merele astea sunt colorate diferit. Nu sunt toate roșii, nu sunt toate galbene, nu sunt toate verzi. Dar dacă vă uitați atent la trecerea dintre ele, chiar aici unde se delimitează merele, au exact aceeași nuanță de culoare. La fel și merele cu fundalul au exact aceeași culoare și aceeași nuanță. Tocmai de aia, ca demonstrație, o să luăm mărul ăla din spate, primul pe care l-am desenat, îi punem un clipping mask deasupra și cu o culoare, hai să găsim o culoare frumoasă de măr verzui, gălbuliu așa. Luăm o nuanță din asta super fresh de măr și o să... Nu e, opa, mărul greșit. Mărul ăsta atunci, pam, ăsta este. O nuanță frumoasă de verde. Ne asigurăm că se vede doar în interiorul mărului și schimbăm modul de blending pe color. Și avem un măr verde. Incredibil, nu-i așa? Mărul din spate. Luăm un galben super portocaliu și saturat frumos așa. Desenăm peste tot mărul și schimbăm blending modul în color. Și avem un măr galben. E un pic cam auriu, dar imediat. Mărul din față, o să alegem un, nu știu, un roșu din ăsta foarte plăcut. Colorăm, schimbăm blending modul în color.
Și avem un măr verde, un măr galben și unul, era să zic albastru. Nu vine să cred că era să zic albastru. Dar umbrele pe culori în realitate nu funcționează așa. Motiv pentru care, hai să luăm mărul roșu, de exemplu. O să iau o nuanță din asta, nu știu, ușor verzulie, tot cam ca verdele ăla din spate. Și o să revin peste layerul cu roșu și o să-i fac foarte subtil aici, în zona luminilor, niște pete relativ verzi, chiar și în spate acolo, ia uite, pam, niște pete verzi, poate și în partea de jos, ia să vezi ce măr frumos facem noi, pam. Și acum cu galben, o să aleg și un galben, foarte deschis la culoare, aș putea să fac toată partea asta complet galbenă, peste roșu ăla. Așa cum au merele în realitate, dar nu-mi place nuanța, o să încerc mai portocaliu, mai subtil un pic, să nu fie chiar atât de puternic. Ia uite, facem niște striații galbene pe aici, aici în spate pot să fac o dungă, două galbene așa. Și uite că avem ceva ce seamănă cu un relativ măr. E bine, în zona luminoasă arată foarte bine. În zona de ce se întâmplă mai jos de umbră nu arată așa de bine, așa că o să vin înapoi cu un roșu foarte puternic ca să-i stompez nenorocirea pe care am creat-o acolo. Mărul verde. Bă, la ăla verde, cred că mă bag și pe el cu niște nuanțe de roșu, dar doar în anumite zone, foarte puțin, pentru că nu vreau să-l fac prea roșu. Nu știu, arată foarte bine, din punctul meu de vedere arată excepțional. Iar pe ăla galben, ăla galben e prăpădirea, de tot, habar n-am ce să-i fac. Hai să alegem, poate, în primul rând, o nuanță mai corectă de galben, de măr, ca era foarte nașpa. Aș putea totuși să revin cu o nuanță de roșu. Să fac și la asta 2-3 pete așa de roșu pe el, ca să arate mai amăr. Poftim! Mere în gradient. Treaba asta acum, eu pot să o fac și cu fundalul. Ia uite, punem un clipping mask pe fundal, luăm o culoare, nu știu ce ar merge pe fundalul ăsta, îl facem tot așa, un cian închis de tot, hai să vedem dacă iese, și îl umplu pe tot. Pam, 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 pam. Nu uităm să punem blending mode-ul pe color. Era deja pe color? De ce era pe color? Habar n-am. Și realizăm foarte repede că nu e cea mai bună alegere bleu-ul ăsta albăstrui. Putem să încercăm un alt albastru, movaliu. Dar nu e nici asta cea mai bună alegere. Sau pot să iau ceva mai saturat. Iau un mov din ăsta prea puternic. Dar e prea puternic, cum am zis. Eu aș merge către o tentă de portocaliu. Să facem tot un maroniu, așa, cel puțin în partea superioară, în partea de sus. Bă, cert e că maroniu sau portocaliu funcționează bine. Cel puțin în partea de sus mi-e place foarte mult cum vine. Chiar dacă am și niște accente de mov, bă, nu știu ce se întâmplă, dar mi se pare că am dat foarte multă viață desenului. E, layerul ăsta de culoare pot să-l trag un pic la stânga, din opacitate, și să-l fac mai puțin saturat. Dacă nu vreau să fie atât de saturat, eu o să-l las undeva pe la jumătate, că arată foarte bine. Și ca să fie desenul ăsta desen până la capăt, un alt truc pe care puteți să vă lăudați că l-ați învățat de la mine, luăm o nuanță de portocaliu super mega saturat, facem un layer gol pe care îl trecem pe modul Add și cu un brush super super difuz, facem așa. Și am creat niște dâre super șmechere de lumină. Nu e genul de efect pe care să îl abuzezi, trebuie avut foarte mare grijă cu el, dar pentru niște raze micuțe de lumină eu zic că își face treaba super eficient. Scădem și la asta din opacitate un pic. Și cam asta e desenul meu cu mere făcute alb negru, pe care le-am colorat după ce le-am făcut alb negru. Mersi din suflet de vizionare, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți clipuri ca ăsta, nu uitați, like, subscribe, tot acum, le știți deja de la alții, nu trebuie să le mai zic eu. M-ar ajuta să vă simt prezenți în secțiunea de comentarii a clipului ăstuia. Mă găsiți și pe Instagram, arond.nicu.mihai. Însă pentru moment, cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!